Salutare, eu sunt Cristi și azi începem o altă serie. Deci am să... Tocmai azi am început să-ți prezentau că, o serie cu Team Fortress 2. Așa. Și acum am început alta cu Burger Shop 2. Jocul ăsta mi-a plăcut foarte mult când eram mic. Pot zic că era un joc al copilării mei din parcă Burger Shop 1. A apărut în 2007 sau 6 parcă. Nu mai știu exact. Da, Cristi, și, da, este, deci, primele nivel să fie extrem de ușoare, bine, așa, dar după aceea o să fie uber cu de grele, știu să joc jocul, bine, așa, da, bine, și la gunoi, am înțeles. Așa, primul nivel. Așa. Vezi că acum este foarte ușor de jucat, dar după aceea o să devină super greu. Cu sucuri, cu pizza, cu de toate. Și am să joc un joc, să văd un joc al copilăriei mele. Și m-am gândit, după ce o să termin Burger Shop 2, poate o să fac Jazz Rabbit 2. Deci jocul ăla, eu m-am chinuit foarte mult să-l trec. Acum hai să alegem suc. Așa? Ok, bine. Unul aici. Așa. Acum e cu burgeri. Deci, nu mi se... deci, în primul Burger Shop n-avea cu ouă și șuncă, deci avea doar cu burger. Și îl puteți găsi Burger Shop 1 și 2, se găsesc foarte ușor, scris într-un troll Burger Shop 2 Donut și o să-i vedea. Și dacă vreți să cumpărați, parcă e doar 6 euro. Și Burger Shop 1 parcă e 5, nu mai știu exact. Dar jocul ăsta eu îl jucam mereu când eram mic. Puțin, așa. Să vedeți, așa. N-am pus atunci bine, sper să nu vă supere. Perfect, yay! Așa, next level. Ce să alegem? Hai, pulpița. Acum mai greu. Bine. Așa, punem așa aici. Așa. 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 Bine, haideți. Nici așa n-aveți în primul... Ups. Nici așa n-aveți în primul burg, așa doar v-am spus. Și pâine. Așa asta, da. Un suc. Aveți decât... Așa, hai să dau că nu știam unde să dea. Aveți decât aia cu burgeri, nu o să aveți și din astea. Dar vă zic că Burger Shop 2 e mai bun decât primul joc. Așa, așa. Punem o pulpiță, un suc. Luăm cartofii, așa. Punem, dăm așa. Ups. Așa. Punem, dăm o pulpiță la prăjit. Și bările acestea sunt răbdarea clienților. Așa. Așa, așa. Și vezi că începe să fie din ce în ce mai greu jocul. Așa, dăm sucul, cartofi, așa, așa. Aici sunt clienții. Și aici, aici ne scrie câți bani trebuia să facem, dar... Așa. Câți bani trebuia să facem și noi am terminat. Așa, așa, așa. Așa, așa. Și vedeți că în 10 minute putem, deci putem juca foarte mult. Și cred că am făcut de altfel 3 sau 4 nivele, 3 nivele am făcut în nici 5 minute. Ocupă. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, și aici forma asta cu extraterestri. Încă pun bursul l-am trecut și hai să alegem asta. Ok, tutorial. Punem la prăjit. Așa.
Așa. Așa. Asta n-aș pa tutoriale. Bine. Doamne. Ok. Așa, haideți. Așa, hai să punem două să avem. Uitați și bine ne-a prins. Dar tu îmi spune cum ar fi la pizza, că te învață cum te să faci una alta. Și obicei aici nu e așa de greu. Așa, 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 așa. Vedeți? Deci, zic că e un joc super fain, Burger Shop 2, după părerea mea. Așa, luăm unul aici. Trebuie să așa. Și încă un client care vrea și încă. Așa. Deci, vezi, de-aia am ales Burger Shop, fiindcă putem face multe nivele, mult și bine. Ce să alegem? Hai să zicem niște cartofi prăjiți. Sper că nu-mi dă tutorial, ce bine. Așa. O pungă de cartofi prăjiți. Așa, 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 așa. Așa, așa. Uitați, aici sunt 60. Așa, așa. Și dacă o să mă auziți, dacă o să zic așa, 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 fiindcă s-a obișnuit să zic ca să... Așa. Un client am terminat. Și știu că nu este un joc așa de... Bani, dar mie mi-a plăcut jocul ăsta când eram mic și am zis că de ce să nu-l vedeți și voi? Fiindcă Burger Shop n-am văzut mai pe nimeni să facă. Din toți YouTuberii în România la care mă uit eu, pe nici unde nu am să facă cu Burger Shop și de ce să nu fiu eu primul care fac. Mă fel așa cunoscuții. Bine, așa, hai să continuăm. Dacă mă să sunteți, a venit ceva la mine acasă și să intre cam să vadă ce fac. Și am văzut că acum încep să mă urmă mai bine la căști, să nu mai vorbesc încet și hai să legem asta, fiindcă cred că, fiindcă deschide seama, fiindcă seama că e ușor de făcut. Așa, suc, nu trebuie să pun la prăjit. Așa, și asta e răbdarea, deci dacă vreți să aveți perfecte, să faceți, deci la creier nu trebuie să le scadă nici o inimioară. Dacă vreți să aveți perfectul pe linie. Așa, luăm pulpița, așa cu mărar, îi dăm, punem suc, dăm aici, dăm așa, luăm aici, bine, așa, luăm pulpiță, mă dăm cu pulpiță, și așa aici, mărarul, pulpița cu așa, cu pâinea, o să mine, pulpița cu așa, Doamne. Încă mai mă încurc în cuvinte, dar cu viitorul o să încep să devin cât mai fluent la vorbit. Așa. Bine, deci vedeți că mă opri la Burger Shop 2. Bine, așa, 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 suc. Sper să nu vă pierdeți, dacă s-a uitat acum ceva, am lovit din greșeală microfonul. Și sper să nu se... și sper să vă placă seria. Uitați, deci trebuie să aveți toate, deci toți oamenii trebuie să fie ubecul de fericit ca să aveți perfectul. Și imediat am terminat cu așa. Uitați, e un client nou. Ne o așa. Uitați, acum o să avem, să punem una la prăjit, așa, așa, luăm asta și, încă una pe apă, bine, o gogoașă, două, așa, deci nu trebuie neapărat să aveți farfuria în mână, și o să fac, deci, știți politica mea de a face mai multe episoade într-o zi, promit că și cu urmați dai doi o să încerc să fac mai repede. Dacă am pus de o bolușă, fiindcă doar un click trebuie să dau mereu. Și cred că și eu mai dai doi o să pot să fac azi. Stai, o să văd. Nu sunt chiar așa de sigur, dar încerc eu să văd. Și mă mănâncă mâna. Dar cred că totuși azi o să mai fac puțin, o să mai fac un episod de Burger Shop. Oricum acum aici se încheie. Și